poveștile, pe toți vă așteaptă. E lumea tuturor frumoasă și bogată, eroi cu prințese și zâne fermecate, aventuri pe alese prin lumi colorate. Bună ziua! La mulți ani, dragi mămici! Am început așa foarte, foarte, foarte bine, se pare. Mă numesc Georgiana Elena Popan, sunt actriță și povestitoare și alături de Mihaela Bara, care acum o mișește pe Italia, avem această asociație care se numește Magia Cuvântului. Mulți de dumneavoastră deja ne cunoașteți și ne sunteți aproape de foarte mult timp și vă mulțumim frumos. Noi încercăm prin această asociație să promovăm valorile morale, să spunem povești copilor care se facă mai buni, mai puternici, să aibă nădejde în ei, să aibă credință și cred că e foarte important, mai mult decât să fii un super geniu la matematică sau super, nu știu, contabilă sau ce vreți voi, mai bine este important să fii un om. Și asta ce trebuie să facem prin fiecare poveste care o să spunem, să fim oameni. Așa, de ziua mamei, zice-l vă spun, noi suntem o asociație și creștin-ortodoxă și eu susțin din suflet și faptul că tinerii copii trebuie să aibă și credință, să aibă nădejde în ceva superior care este Dumnezeu, pentru că altfel se raportează până la viață și aibă, au altă încredere. Și o fac public de data aceasta, nu am spus-o până acum, dar vă îndemn dacă se mai poate să susțineți ora de religie în școli, pentru că cred că este importantă, până la urmă, când ne raportăm la tradiții, și la strămoșii noștri, până la urmă tot acolo ajungem. Toți au raportat, de la Ștefan cel Mare sau la Mihai Viteazul, la Dumnezeu. Și cred că e o sărbătoare foarte importantă a mamei, dar prin excelență este sărbătoarea mamei, Maicii Domnului. Și am o poveste foarte frumoasă pentru voi și vreau să fiți ales pentru că o să facem povestea la final împreună, bine? Bun, cum ascultăm noi povestea, dragii mei? Ne așezăm bine așa pe scăunele. Vă rog frumos dumneavoastră și inspirăm și expirăm și inspirăm și expirăm și ne concentrăm, ne concentrăm. Da? Ești concentrat? David, ești concentrat? Da? Bun. A fost odată ca niciodată, de mult de tot, o femeie pe nume Ana, care avea un soț pe nume Ioachim. Și, dragii mei, ei nu aveau copii. Și tare mai erau triști și se rugau în fiecare zi și ziceau: Doamne, te rog, dă-ne și nouă un copilaș, că toată lumea spune, uite, uite, ăștia n-au copii, vai șamar de ei. Și toți erau foarte, foarte triști pentru ei și se rugau în fiecare zi, an de an, an de an, treceau și zecile de ani. Și la un moment dat, după ce au ajuns foarte, foarte în vârstă, Dumnezeu, care mult timp i-a încercat, ce să vedeți? Le-a dat o fetiță. Și atât de bucuroși au fost părinții când au spus: Doamne, această fetiță să fie a Ta pentru totdeauna. Și această fetiță s-a numit Maria. Și a ajuns să fie chiar mama tuturor. Și se spune, dragii mei, că orice icoană a Maicii Domnului, dacă te rogi cu multă, multă, multă credință, ea îți îndeplinește orice dorință. Uite, așa se întâmplă odată că un copil, fiind prin piață, el vede mama lui. Dar acel copilaș, dragii mei, nu vedea. Și ce să vedeți, dragii mei? Tare, tare greu este că nu vezi. Noi avem un mare dar să fim foarte bucuroși și foarte să ne mulțumim frumos Dumnezeu că avem vedere. E mare lucru, să știți, iubiții mei, cât de bogați suntem că putem să vedem. Ei, acel copilaș nu vedea. Și s-a pierdut de mămica lui și a început să strige: Mami! Mami! Dar nicăieri urmă de mămica lui, care și mămica lui căuta în altă parte și spunea: Puiuțule, puiuțule, unde ești? Și nu s-au găsit. Și atunci copilul a ascultat sunetul unei bisericuțe. Dum, dum, dum. Și după sunet s-a apropiat încet, a intrat în biserică și a rugat să fie dus până la icoana Maicii Domnului și a spus: Maică Domnule, Maică Domnule, Tu ești mămică, Tu știi cum este să-ți iubești copilașul și eu iubesc mult pe mama mea și nu mai găsesc, te rog, ajută-mă, Măicuță Sfântă, te rog! Și cum se ruga el așa? De pe icoana Maicii Domnului cade o lacrimă care se prelinge pe mânuțele copilașului. Și mirosește de frumos mânuța
a plăcinte de casă, a flori, a sărmăluțe, a mâini proaspete care spălau, care erau harnice. Era chiar mirosul mămicii sale. Și după miros a început să meargă prin viață și mirosea încolo, mirosea încoace, până când a dat, a simțit mirosul mămicii sale. Și a spus, mămico, mămico! Și a luat-o în brațe strâns și mămica a spus, iubitule, de când te căutam? Și atât de bucuroși au fost că s-au reîntâlnit, încât a spus mama, de unde-i? Cum ai știut să mă găsești? Păi, mami, ți-am simțit mirosul de piele, pentru că tu miroși ca nimeni alta. Mirosul tău de mămică este unic pentru mine. Și știi ce? Maica Domnului m-a ajutat. Și când au intrat din nou în biserică, s-au închinat Maicii Domnului să-i mulțumească și Maica Domnului din nou a lăcrimat. Și atunci ce s-a întâmplat? Hai să vedem. Cine îmi dă o idee? Cum se termină povestea? Dacă a lăcrimat din nou, ce-a făcut acea lăcrimioară din nou? Hai, Maxim, hai să spui. Hai, cel lângă mine. Hai, le spunem. Ia zi, ce s-a întâmplat? I-a căzut pe ochii copilului. Și? Putea să vadă. Bravo, putea să vadă. Și ce s-a întâmplat pe urmă? Hai să vedem. Ia, gândiți-vă. Ce se putea întâmpla? Ia zi, Iasmin. Păi, mama și copilul sunt minunați. De atunci mereu mergeam în fiecare zi sau în fiecare duminică la biserica aceea și se închinau Maicii Domnului. Ce frumos! Și pe urmă? Și pe urmă okay. Trăiți pe lumea de bătrâne. Foarte frumos! Și ne ridicăm picioare. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Bravo, foarte bine! Să știți, dragii mei, că acum am dat povestea pe loc. Asta ca să vedeți că noi putem să improvizăm oricând o poveste, dar de data aceasta avem mai mulți, mai puțin povești adevărate pentru dumneavoastră, mămici dragi, așa că o să invit pe fiecare copil în parte să-mi spună, să-mi răspund la câteva întrebări. Hai să vedem, cine vrea să înceapă? Hai să vedem, ia vine cineva, ia spune, cum o cheamă pe mămica ta? Irina Șandor. Așa. Și cum este mamica ta? Bună, harnică, iubitoare. Și care este cea mai frumoasă amintire pe care tu ai cu mamica ta? Îmi amintesc când am fost în Germania la un magazin. Așa. Mama mea a văzut pe un raft un cățeluș de pluș. Aha. Eu nu-l vroiam, dar mama tot a insistat și mi l-a cumpărat. Și de atunci am devenit foarte mulți prieteni. Foarte buni prieteni. Am înțeles. De aia spunea, ce miroase mămica ta? Amentă grecească. Foarte frumos. Uite, mergi, îți dau o fricică. Și te duci la mami și spui. Mai departe, hai să vedem cine mai spune. Hai să vedem, Maria. Hai să vedem, ia zi-mi. Așa, ia spune. Cum o cheamă mămica ta? Ana Stăvoiescă Eugeniu. Așa, și hai la mine în brațe. Așa, și cum este mămica ta? Bună, harnică, iubește animalele. Bravo! Care e cea mai frumoasă amintirea ta cu mămica? Mami mi-a cumpărat un acvariu cu pești. Și cum i-a plăcut? Colorat, cu mulți pești, un pește roșu. Aha, și a ce miroase mămica ta? Foarte frumos! Bun, ia uite aici așa, așa ți-o părțică, te duci tu, mămica. Și cum îi spui tu lui mami? Cum am spus că îi spui lui mami? Așa. Te rog, Mica, dacă poți să vii acolo să ne ajuți. Mai departe, cine mai spune? Cine mai spune? Cine? Tu? Că îmi spui. Hai să spunem și pe copilaj, bine? Hai să vedem. Hai, Gabi. Ia spune, ridică-te picioare. Mama mea o cheamă Iza Mami, complicat nu mai ai. Pe tratică, din cauza lui. Ia spune. Violeta. Așa, ce nume plural. Și cum este mămica ta? Bună, iubitoare și darnică. Aha. Și care ți-a mai frumoasă amintire cu mămica ta? A
fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti. A fost odată o zi obișnuită. Nu mă jucam cu Lego care l-am avut, ci a venit mama și tata de la lucru. No, am sărit pe ei de bucurie și am zis, mami, tati, mulțumesc că ați venit. Ce mi-ați adus? Și nu mi-au răspuns, că știți voi, părinții nu zic așa multe chestii. Și s-au dus să... Am văzut că au avut o plasă. Și au pus-o pe masă și s-au uitat să vadă și s-au dus în camera lor să se îmbrace. Când în momentele acelea, știți că copiii nu se... Știu. Și imediat am fugit până la asta și m-am uitat. Și și m-am bucurat că am sărit până în lună. Bine că te-ai întors înapoi. Și am văzut și mi-au cumpărat un Lego-ul care l-am dorit eu de Crăciun, numai că nu la Moș Crăciun nu l-a găsit. Păi, dar ia spunea ce vrea să mămica ta. Mica mea miroase a doctoriță. Bun, e bine și așa. Mica, te rugă frumos. Uite, să-i dăm o floricică. Așa, nu. Așa. Da. Mai departe, cine mai spune? Cine mai spune? Hai să vedem. Alex, îmi zici tu? Cum o cheamă mami ta? Domnul avocat aici, așa. Ia zi. Cum o cheamă mămica ta? Simona. Așa, și cum este mămica ta? Bună, darnică și hai. Ce frumos! Ia spune-mi, care e cea mai frumoasă amintire cu mămica ta? Când am fost la schi și am întâlnit-o și pe verișoara ei. Pe care n-am mai văzut-o de trei ani. Și a ce miroasă mămica ta? A trandafir. Trandafir, bravo! Ia uite aici așa o floricică și mergi la mămica ta și cum îi spui lui mami? Mulțumesc că m-ai născut și te iubesc. Așa, tu te repede. Mai departe, cine mai spune? Ia spune. Hai mai aici încă mine. Hai să vedem. Cum o cheamă mămica ta? Ramona. Și Ramona, cum este mămica ta? E prințesă? Da. Și mai cum? Ia, Floare, mulțumim tare. Bebelușa noastră. Așa. Ia spune și? Harnică. Da. Bună, frumoasă. Și care e cea mai frumoasă amintire cu mămica ta, știi? Când am mers la mare. A fost frumos? Da. Și a stat multe zile? Da. Bun. Și a ce miroase mamita? Ia zi. A la nene. La fix, tu de la mami atunci să-i spui. Așa, bravo. Cine mai spune? Yeah. Hai tu, David. Hai, cu dar uite-mi un col așa. 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 Eu bel dragoste. Hai să vedem. Așa, cum o cheamă mami ta? Mama. Da, mami ta, cum este mami ta? E frumoasă? Și mai cum? Cum este? Cate. Dar e aici acum, mami. Ce face mami acasă? E harnică? Nu. Nu face de mâncare? Ba da. Aha. Și de spălat hainuțele de spală? Da. Da? O iubești? Da. Nu știu să te întreb ceva, că e cea mai frumoasă amintire cu mami, da? Sau cum zici? Câți ani ai tu? 2 ani. 2 ani? 2 ani și 10 luni. Bravo! Cel mai mic povestitor al nostru. Și a ce miroase mami ta, ia oare știi? A ce miroase mami? A floare? A ce floare? Floașă. Floașă. Floare. A roșu. A floare roșie miroase. Bine, îți
să mă fericit că se duci cu mami. Și spui, te iubesc și-ți mulțumesc că m-ai născut. Îi zici? Așa, ia, uite acolo, ia, uite fericica. Așa, uite acolo, Gabi. Hai să vedem și surioara. Sara. Adică, mică, mă vezi așa. Cum o cheamă? Cum o cheamă, mămica voastră? Claudia. Claudia. Așa. Și Claudia? Cum este mămica ta? E o prințesă? Da. Și cum este ea? Ia spune-mi. Harnică. Așa. Și iubitoare. Și iubitoare. Și mai e frumoasă? Da. Și care e cea mai frumoasă amintire a ta cu mămica ta, știi? Că eu am făcut baie la strand cu tata și cu mama. Ce frumoasă! Și cu frățiorul tău. Și cu frățiorul meu. Și a ce miroase, mami? A trandafir. A trandafir. Eu te dau și frulecica și ei. Așa, mulțumesc, Daria. Ia uite așa, doi de la mami și doi și ei. Așa, mai departe. Cine spune? Ianis, hai încoace. Hai, te trebuie și tu, Ianis. A? Hai, Teofan. Hai, deci așa, repede, repede, repede. A, așa. Na? Cum o cheamă pe mamica? Adela. Așa. Și cum este mamica? E o prințesă? Da. Dar cum? Zizi cum e mamica ta. Harnică și ajutătoare. E cu minte? Da. Ah, ce bine, așa plac amicile cu minți. No, bun. Și care e cea mai frumoasă amintirea ta cu mami? Când am mers la locul de joacă și am arătat să meargă la trambolină. Da? Da. Și ai dus-o pe mami la trambolină, sau numai tu? Da. Da? Și nu a avut emoții? Nu. Vai, bravo! Și mami e și curajoasă înseamnă, așa-i? Uh-huh. Și a ce miroase mami? Aghiocel. Ia uite, așa se dă o frălicică. Te duci la mami și ce-i spui la mami? Ia-ți. Mulțumesc, mă enescă. Și te iub. Best. Așa, du-te, repede, repede. Cine mai spune? Hai, Ștefi. Hai, Ștefi. Hai să vedem. Cum o cheamă pe mami ta? Cristina. Așa. Și cum e mamica de-o prințesă? Da. Cum este ea? Ia spune. Bună, iubitoare. Așa. Și mai cum? Harnică. Și care e cea mai frumoasă amintire cu mami ta? Când am fost la George Bank. Așa. Dar ce ați făcut acolo? Ne-am dus la cascadă. Ne-am dus la Băile Romane și am vizitat Cetatea Alba Iulia. Ce frumos! Și a ce miroase mami ta? A brânduse. A brânduse. Bravo. Uite, vă mulțumim frumos. Așa, du-te repede la mami. Hai să vedem. Cine îmi spune? Hai, Caru. Doamna. Hai să vedem. O să vă întrebăm și pe voi. Bine? Bun. Ia spune, cum o cheamă pe mami lui Gabi? Violeta. A, așa, ce coincidență. Bun. Și cum este mamica ta? Bună. Hai cu. Iubitoarea și cu minte. Așa îmi place asta, foarte bine, bravo, mami. Da, și care e cea mai frumoasă amintire cu mamica ta? Cea mai mare amintire a fost cum a cumpărat două blugi, una cu Bambi și una cu un dalmațian cu inimioare. Și a ce miroase mamica? A zambile. Ah, ce frumos! Când e la lucru miroase a medic, când vine acasă miroase a zambile, bravo! Și cum îi spui la mami? Mulțumesc! Că m-ai născut și te iubesc. Foarte frumos. Hai să vedem. Nicolas, hai pe tine. Hai, iubitule. Hai, ia zi-mi. Na zi, Nicolas. Cum o cheamă pe mami? Ingrid. Și cum e mami ta, o prințesă? Da. Și cum este ea? Bună. Da. Harnică și ajutătoare. Și care e cea mai frumoasă amintire cu mamica ta? Când a venit acasă cu pepele meu. Ia! Ce frumos! Și a ce miroase, mami? A bebe. La bebe! La bebe! Bravo! Hai să dăm și la mami. Uite, Daria, uite de aici. Așa, bravo! Du-te la mamica, da. Hai să vedem, cine nu l-a spus? Cine? Maxi, hai, bace! Hai, bace! Așa, ia spune. Cum o cheam pe mamica? Luci. Așa. Și mamita e o prințesă? Da. Așa. Cum este mamita? Harnică, frumoasă și drăguță. Și care e cea mai frumoasă amintire cu mamica ta? L-a dus pe fratele meu acasă. Oh, ce frumos de cadou! Și ce miroase, mami? A trandafir. A trandafir. Ia uite. Și cum îi spui lui mami? Surpriză. Surpriză. Scuze. Cine l-a spus? Eni, hai încoace repede.
poveștile pe toți vă așteaptă. E lumea tuturor frumoasă și bogată, eroi cu prințese și zâne fermecate, aventuri pe alese prin lumi colorate. Fiecare viață e un dar, deschide-ți inima să-l primești. Fiecare viață e un dar, cum să ucizi când poți să o iubești. Fiecare viață e un dar, tot știm că mami, pe mama lui Ianis, cum o cheamă? Anca Potrăniță. Așa, și cum este mami ta? Răbdătoare, frumoasă și deșteaptă. Și deșteaptă. Și? Care e cea mai frumoasă amintire cu mamica ta? Într-o zi când era grăbită la lucru, eu îmi doream ceva jucărie și ea s-a întors cu jucăria ce am dat. Și ea ce miroase, mami? Orhidee. Orhidee. Uite, Dania, ți-o floricică. Dă-te lui mami să-i spui și te mulțumești. Mai departe, cine spune? Dori? Dori. Cum o cheamă pe mami ta? Lin.
Linda. Așa, Linda, că e frumoasă, de-aia așa-i? Așa, și cum e mamica ta, e prințesă? Da. Cum este ea? E bună, harnică și deșteaptă. Și care e cea mai frumoasă amintire pe care o ai tu cu mami? Când m-a cumpărat cei doi câini. Și cum îi cheamă pe câini? Bonnie și Honey. Și a ce miroase, mami? A buzor. A buzor, mami, care florează de săvârșită. Bun, cum îi spui, mami? Mulțumesc că m-ai născut și te iubesc. Așa, foarte frumos. Mai departe, Anisia, hai de pace. Hai să vedem. Anisia, povestitoarea noastră. Cum o cheamă pe mami? Roxana. Și cum este mami? O prințesă? Da. Cum este ea? Cam bună. Așa. Și... e și... ca și cum... ar fi... o... îngrijitoare de copii, pentru că este profesoare. Aha, și că iubește copiii. Am înțeles. Și spune într-o frumos, care e cea mai frumoasă amintire pe care ai tu cu mami? Când pregătea materiale pentru școală la ea și când m-a învățat să citesc, să scriu și să desenez. Și a ce miroase, mami? A copii. Și cum îi spui lui mami? Mulțumesc că m-ai născut și te iubesc. Uite aici așa. De la mami. Hai să vedem. Cine spune? Hai, Sara. Eu nu. Nu și pe Alex, nu Sara. Cum o cheamă pe mami? Diana. Așa, și cum este? E o prințesă? Da. Cum e frumoasă, e plinitoare și simpatică. Și care e cea mai frumoasă amintire pe care ai tu cu mami? Când am fost la mare și cu Nicolas și când am mers în apă și ea m-a aruncat în apă. Așa? Și-a avut curajul să te lasă așa, să înnoți pe acolo? Da. Ce frumos! Dar spune-mă, ce miroase, mami? A ghiocei. Uite acolo, cum îi spui lui mami? Mulțumesc că m-ai născut, te iubesc. Așa. Haide, mami. Doamna, și pe noi o să ne iei. Și pe voi. Așa. Bun, cum o cheamă pe mami? Lidia. Așa, și cum este mami, o prințesă? Da. Cum este? Ia-mi spune. Mama mea este... bună, iubitoare și sufletistă. Și care e cea mai frumoasă amintire pe care ai? Doamna noastră profesoară a spus că trebuie să facem o pălărie. Așa? Și mama mea a purtat-o toată ziua. Ce drăguț! Ați făcut-o împreună? Da. Și cum, a ce miroase, mami? A margarete. Bravo! Cum îi spui, mami? Mami, mulțumesc că m-ai născut, te iubesc. Foarte frumos! Uite ce la Daria ai primit, floricica. Hai să vedem, cine mi-a spus? Mila, hai de coace! Așa, opa, așa, opa. Cum o cheamă pe mami? Moni. Așa. Și cum este mami ta? Frumoasă, încătătoare și drăguță. Bun. Și care e cea mai frumoasă amintire care ai tu cu mami? Când am fost cu ea la strand. Așa. Și ce ați făcut? Am vrut jucat? Da. Da? Și a ce miroase mami? A căpșuni. A căpșuni. Ce frumos. Mai tare. Mulțumesc, mami, că m-ai născut. Te iubesc. Așa. Bravo. Foarte frumos. Mai departe, cine nu mi-a spus? E Alex. Ianis. Despre mama lui n-a mai spus nimic, Ianis. Hai, cu ce să zici și tu. Hai, spune. Cum o cheamă pe mami? Anca. Așa. Și cum este mami? O prințesă? Da. Cum e ea? Mami e bună, înțelegătoare și... și mă iubește. Aha. Și ia spune-mi tu, ai vreo amintire frumoasă cu mamica ta? Nu. Zici o amintire? Când mami ți-a cumpărat ceva, nu știu. Nu? Dar ce miroase mami ta? Miroase a flori. A flori. Și cum îi spui lui mami? Mulțumesc, te iubesc, mersi că m-ai născut. Așa, mersi că m-ai născut. Ia uite, Floricica. Și de cine mi-a spus? Alex? Alex, nu spune? Sofi? M-ai iubit aici. Tu nu mi-ai spus, Sofi, așa? Cum o cheamă pe mami? Tina. Și cum este mami ta? E o prințesă? Da. Și mai cum? Iubitoare, harnică și harnică. Dublu harnică. Și eu am fost la stat, la ghiela, m-a ajutat cu mami în apă. Și
cea mai frumoasă amintire a ta cu mami? Da. Da? Și a ce miroase, mami? A zambile. A zambile. Și cum îi spui, Cristian? Cum îi spui la mami? Daria, tu mai ne scutie pe. Așa, uite acolo. Daria, tu e o plănicică. Tu te repede la mami. Tu te repede la mami. Bun. Alex, unde e Alex? Acolo. Alex, nu spune Alex. Hai, fiitule, nu vrei? Haide, ce vrei să spuneți, am acredit, știu că vrei să spuneți. Hai, încoace să spuneți. Cum te cheamă pe tine? Natalia. Ia spune, cum o cheamă pe mami ta? Aveți aceeași mămică? Nu? Nu. Claudia. Claudia? Da? Și a ce miroase mami ta? Mamica. Da? Și vrei o amintire frumoasă cu mamica ta? Da. Ia. Când m-a dus la spital, când m-am spărcat. Te-a făcut bine? Da. Și spui lui mami mulțumesc, nu? Da. Că m-ai născut? Da. Și te iubesc. Și ești isteață. Și ești isteață. Bravo, foarte frumos. Și pe tine? Pe tine cum te cheamă? Mamia. George. Și pe mami ta cum o cheamă? Florina. Florina? Da? Și a ce miroase mamica ta? A zambile. Și ai vreo amintire frumoasă cu mami ta? Care? A fost la barata și... Yeee! Așa, bravo! Și spui mami, mulțumesc că m-ai născut și te iubesc? Da. Da. Bun, bravo, foarte bine! Bine, toată lumea m-a spus? Nu, Alex! Cine e acolo? Cine e acolo? Claudia, care are și o surpriză, să și scândă câte un cântecel. Așa. Ce e Claudia? Iubita mea. Mămica lui Claudia, pentru că te iubește foarte mult, trebuie să meargă să lucreze. Nu este la noi în țară. Dar cu siguranță, uite acum, dacă o să se uite, vă spunem la televizor, să se uite la emisiune, că să te vadă. Bine? Și o să spui apătrețe așa la cameră și spui la cameră direct, bine? Îi spui pentru ea. Ia zi, cum o cheam pe mamita? Liliana Natasha. Așa. Și cum e mamica ta? E o prințesă? Da. Da? Și mai cum este? Ia zi. E înțeleaptă, bună și iubitoare. Ia auzi, e la telefon? Ia. Acum te-a și ascultă. Ia spune. Și cum? Care e cea mai frumoasă amintirea ta cu mami? Cea mai frumoasă amintire cu mami este atunci când m-a născut. Și a ce miroase, mami? Miroase alalele. Uite, mami, te iubim. Și aici ai o lalea pentru la Claudia, pentru tine, mami. Poți să-i spui, mami? Mami, mulțumesc că m-ai născut. Te iubesc. Bravo! Hai să aplaudă. Bun. Bine, hai ia-l-o acolo, așa, așa să... Uite, fai acolo mânăța lui mami. Așa. Și cu siguranță pe mă să-i dăm și pe filmulețul, emisiunea să-i dăm și lui mami să le vadă, bine? Bun, foarte frumos. Claudia ne-a și pregătit două cântecele foarte frumoase. Nu e ușor să-ți fie doar pe mama. Și alții au pierdut-o pe mama mai devreme. Bun, dragii mei, vă mulțumesc mult de tot. Cine n-a spus? Cine n-a spus? Alex! Hai să vedem, Denis, hai pace. Ia zi, cum o cheam pe mamica ta? Barba Paraschiva. Așa. Și mamica ta e prințesă? Da. Dar cum e ea? Bună, iubitoare și harnică. Așa. Și care ți-a frumos amintire cu mami? Când am fost la mare cu o verișoară. Și ce miroase mamica ta? Amac. Amac, ce frumos, da. De la magia cuvântului se trage. Mami, stă prea mult pe la de la magia cuvântului. Și cine mi-a zis? Alex. Cine mi-a zis? Alex. Îmi zice Alex? Hai, spune. Are emoții. Are emoții, da, am înțeles. Dar uite, poate așa, Alex, cum o cheamă pe mami? Ramona. Și cum este mami? Nu-mi spui. Alex. Îl prinde pe la un moment dat. Îl prinde, nu se poate una ca asta. Toată lumea mi-a spus? Da! Cine n-a spus? Cine n-a spus? Păi haide! Haide, spune! Ia zi, cum o cheam pe mamita? Nu mamita? Cum o cheam pe mama lui Sonia, vreau să știu? Mama Nicoleta. Da? Și mama lui Sonia cum o cheamă? Așa, ce coincidență. Și cum este mamita ta, prințesă? Da. Și mai cum e?
Este bună iubitoare și prețioasă pentru mine. Ai, ce frumos! Și care e cea mai frumoasă amintire care ai făcut mami? Atunci când i-am dus la cetate la Șelea și am făcut un picnic. Ce frumos! Ai, ce miroase mami? A lavandă și a iubire. Ai, ce frumos! Și cum îi spui de mami? Mulțumesc că m-ai născut și te iubesc. Bravo! Uite, Florcică, și pentru tine. Du-te repede la mami. Mă gândeam că vreau să grătar de la picnic, dar... Bun. Toată lumea mi-a spus acum? Știu că Alex nu ne-a spus, dar până de cum am să ne hosodrească și Alex. Mămiți dragi, am încercat de data aceasta să nu spunem neapărat să compunem niște povești și pur și simplu așa să ne amintim ceva frumos din viața noastră împreună, adică anii pe care aveți împreună dumneavoastră cu acești copii minunați. Credem că cel mai frumos dar și cel mai mare dar pentru un părinte este copilul. Nu se poate altul, nu este mai mare. Și nici nu are rost să spunem că altceva ne poate îmbogăți mai mult decât acești copii frumoși pe care aveți. Ne-am dorit mult și am urmărit prin acest mic spectacol, așa, să urmărim și încrederea în sine și puterea de a spune un punct de vedere în fața unui public, de a vorbi deschis, de a improviza, de a urmări să vedem dacă într-adevăr ei pot să improvizeze, să spună pe loc un final de poveste și care într-adevăr să spună ceva frumos, să aibă un mesaj. Ce am învățat din povestea asta care m-am spus eu cu... Acum să vă văd. Din povestea cu copilul care nu a văzut și cu Maica Domnului. Ia spune-o. Maica Domnului e mereu aproape de tine. Foarte frumos. Altceva. Ia să vedem. Să te rogi. Așa, altceva. Ia zi. Ne-am învățat din poveste că și Maica Domnului ne iubește. Bun, altceva. Cum era copilul? Ia zi. Trebuie să... Adică nu înseamnă... Dacă te rogi, nu înseamnă că chiar crezi în Dumnezeu. Atunci când te rogi, trebuie chiar să crezi în Dumnezeu, să știi că te ajută. Așa, foarte bine. Altceva, zi. Să nu râzi de alții dacă nu au copii sau au diferențe față de tine. Bravo, Maria, ia zi. Să te rogi la Dumnezeu, că atunci toată lumea te va, Dumnezeu te va ajuta. Nu vedem. Să nu te îndepărtezi niciodată de mama. Să nu te îndepărtezi de mama, foarte bine. Altceva, cine mai spune? Ia zi, Sofie. Mama. Te mama și doamna tău și... Maica Domnului e mama noastră. Ce frumos! Bravo, iubiții mei! Așa este. Să fiți tot timpul lângă părinți și să iubiți cel mai mult și mai mult pe mama. Ia spune și tu ceva. Și Dumnezeu e aproape de noi tot timpul. Bravo! Foarte frumos! Să vii la magia cuvântului. Veniți amândoi, vă așteptăm! Bun! E, acum, dragii mei, o las și pe Mihaela, pe colega mea, să spună câteva cuvinte, pentru că a fost foarte, foarte harnică și s-a pregătit, da? Și formează și premiera, bineînțeles. Eu să am un cuvânt pentru părinți, că pentru copii vorbim toată ziua, acum să am niște cuvinte pentru acești minunați părinți pe care îi avem în sală și care sunt alături de noi, de Magia Cuvântului. În primul rând să le urez la mulți acestor mișcilor care sunt alături de noi și mai ales celor care sunt deja aproape de un an de zi alături de noi, ne susțin și sunt alături de noi zi de zi. Personal, îmi mulțumesc că am multe prietene de atunci, de când am înființat această asociație. Vă felicit pe toți că ați ales Magia Cuvântului pentru copiii dumneavoastră. Vreau să vă spun că copiii de la Centrul Magia Cuvântului sunt niște copii cu adevărat fericiți. Veți vedea de ce spun asta. Am emoții nu pentru că nu pentru că vorbesc rare ori în public, dar pentru că spun ceea ce simt cu adevărat și atunci când e sincer, ai emoții. Atunci când intervin situații dificile, mă refer la momente tensionate, munca noastră cu copiii, pentru că se mai întâmplă și asta, mi s-a întâmplat, dragi părinți, să fiu susținută și încurajată de părinții voștri, de copiii voștri. Să fiu asigurată de ei că binele învinge totdeauna răul. Îmi dă seama atunci că, pe lângă condițiile favorabile pe care noi le creăm acolo la Centrul Magia Cuvântului pentru dezvoltarea exprimării, a vocabularului, pentru promovarea valorilor morale, mi-am dat seama, dragi părinți, că la noi, la centru, creăm caractere puternice, caractere ancorate în tot ceea ce înseamnă puterea binelui. Am constatat, de asemenea, spiritul de echipă și bucuria cu care acești copii se susțin unul pe altul și se ajută unul pe celălalt. Îmi doresc din tot sufletul ca acest centru, Magia Cuvântului, să aibă o viață lungă, așa încât să se bucure și copilașul meu de tot ceea ce oferim noi copiilor dumneavoastră.
Le mulțumim tuturor celor care ne susțin și să rămâneți alături de noi și mulțumim tuturor celor care s-au gândit la noi și au venit cu donația de cei 2%. Mulțumim Florăriei Flowers by Linda și Librăriei Scenta pentru tot ceea ce ne-au pus la dispoziție astăzi. Mulțumim tuturor! Mulțumim frumos! Claudia vrea să ne cântă un cântecel. Claudia, haide aici așa. Uite, vita mea, tu stai acolo așa pe... Uite, stai pe scaunelul acolo așa. Bine? Aici o lăsăm pe Claudia. Așa. Și mama să se uite la tine și o să te iubească foarte, foarte mult și o să fie foarte, foarte mândră de tine. Cum deja este, cu siguranță. Hai să te auzim. Ochii cel mai dragi din lume, care sunt făcuți anume, să ne dea lumina lor. Ca vreun răsărit de soare, cine are, cine oare? Mama, doar mama, fără a fi datoare, simte când ceva te doare. Mama te învață, primi pași în viață și te ajută să împrinși teama. Mama, doar mama. Glasul care și în tăcere îți aduce mângâiere, risipind durerea grea, oricât ar fi de mare, cine l-are, cine oare? Mama, doar mama, fără a fi datoare, simte când ceva te doare. Mama te învață, primi pași în viață și te ajută să fii teama. Mama, doar mama. Glasul ce mereu spune, se fac numai fapte bune, viața mi-o va lumina, chiar și atunci când voi fi mare, cine l-are, mama l-are. Mama, doar mama, fără a fi dătoare, simte când ceva te doare. Mama te învață, primi pași în viață și te ajută să fii teama. Mama, doar mama. Bravo! Nu există lumea asta mare, oricât ai căuta, nici o inimă mai iubitoare precum are mama mea. Pentru tine, pentru tine, poate fi pământul floare, pentru tine, pentru tine, numai cântece și soare, lângă tine, lângă tine, viața e o sărbătoare, lângă tine, lângă tine, crezi cu minte bun și înțelept. Zâmbetul eroa din grădină, dintr-un vis fără sfârșit, sub privire caldă și senină, de orice rău mă simt ferit. Pentru tine, pentru tine, poate fi pământul floare, pentru tine, pentru tine, numai cântece și soare, lângă tine, lângă tine, viața e o sărbătoare, lângă tine, lângă tine, crezi cu minte bun și înțelept. Bravo! Mulțumim frumos! Mulțumim, mami, că ai făcut-o pe Claudia și încă trei. Sunt patru surori foarte frumoase și foarte, foarte fericite că se au una pe alta.
Și acum cred că urmează și momentul în care putem să premiem ca acești copilași frumoși. Sunteți niște mămici ca niște flori și dați miros, dați viață copiilor și mirosiți acești copii frumoși și copiii miros a dumneavoastră, ceea ce este cel mai frumos. Și vă mulțumim mult de tot. Așa că, da, fiecare, eu dau câte diplomă. Bun. Și să pregătesc și cu una micuță așa pentru mămica. Una pentru copilă și una pentru mămica. Prima dată. O diplomă pentru o povestitoare foarte, foarte frumoasă. Iasmina Craveanu! Aplauze, vă rog frumos! Mai departe, un talentat, dar cu foarte multă personalitate, povestitor, Maxim Tănăzescu! Uite, Maxim, te-a folosat și mami. Mai departe, Alex Sulea! Unde e Alex? Alex, acum te prind. Hai în pace. Hai în pace. Cum este mami, o prințesă? Da. E frumoasă? Și mai cum e, harnică? Da. Și o iubești? Ai ce miroase mami, știi? Avișine. Avișine, în sfârșit am reușit! Bun, Alex, uite acolo să primești curtele. A mai departe, Sara Hălmăgean! Haide, Sara! Uite, pentru tine, felicitări! Mai departe, nedespărțită prietenă și povestitoare, Maia Vornicu! Nu ești Maia Vornicu, cum îi cheam pe tine? Eu știu că tu ești David. Ai răbdare, felicitări. Acum asta și ție, David. Mai departe. Ia uite, David. David, scrie David. Hai să stau. Hai să stau diplomă. Hai să stau diplomă. Uite acolo, tot la Miha. Tot și la Miha. Așa și mai departe. Surioara drăguță, Sara. Sara Copca. Sara, uite așa, iubita mea. Uite așa. Bravo. Mai departe. Enia Morar. Frumoasă și talentată povestitoare. Cea mai talentată de la liceu de artă. Mai departe. Și avem și frățior, Ianis Morar. Haide încoace. Așa. O iubești pe mami? Da. Da? Și totuși îi spui așa la ureche, o să-i spui o amintire frumoasă cu mami. Numai tu și cu ea la ureche, bine? Bine. Bun, bine atunci. Tu te să-ți iei și de la Miha. Așa. Mai departe, Claudia Ștefan. Hai, Clau. Bravo! Ești și talentată și mami te iubește foarte, foarte, foarte mult! Hano Șandor, talentatul nostru! Felicitări! Mai departe! Mulțumim frumos, Linda! Ești minunată și ai așa o florie frumoasă! O să facem eu la tine, promit să venim la tine că ești foarte faină! Mulțumim pentru flori, mulțumim pentru dragoste! Dori! Vino aici să te premiez și pe tine. Felicitări! Felicitări, iubita mea! Nicolas Cordea! Nicolas! Unde e Nicolas? Nicolas, iubitul! Felicitări! Ai iubit pe mami? Da! Vino, uite acolo! Așa! Mai departe! Deni! Denisa! Pentru tine, iubita mea, felicitări! Maia Borcoș, măiuța scumpilina, bravo, felicitări, cu plăcere. O cunoști pe Maia? Super, ai venit cu Fanny. Suntem colegi. Da? Mă gândeam, sunteți colegi? Ah, toți trei, ce bine. No, bun, mai departe, Gabi, Ulici, Zaha, Mihai, tatăl cheamă și Zaha. Poți? Mă, ce trebuie să aveți și acolo, așa, să și pe întâi? Așa, mă, puțin. Felicitări, Gabi, felicitări. Și Carolina, Carolina, frumoasă, ia uite-ți, dar felicitări. Mai departe, o talentată povestitoare, numai ce tu-ți. Ștefania Nucescu, haide Ștefania, felicitări, te vreau și la mami. Așa, mai departe, Mila Popmark, numai ce tu-ți, așa, felicitări. Așa. Rețetă-ți, bravo! Felicitări, Miluța! Așa? Anisia Chirdeci, talentată, minunată! Felicitări! Așa! Teofan Bercea! Hai, micule, talentatele, felicitări! Uite acolo și la mine! Bun!
Maria Ioja, un pluturaș, o fericică pentru mămica ei și frumoasă. Felicitări! Așa. Și Sonia Greveanu, bravo, Sonia, felicitări, iubita mea! Felicitări! Toată lumea a primit diplome? Da! Da? Am primit! Da! Colegiului Maia, trebuie să rezumăm și pe colegiului Maia, cu siguranță! Bun! Acestea fiind zise, dragii mei, vă mulțumim frumos! Să ne iertați dacă am fost prea emoționați, dacă am avut mici incidente, dar cred că contează mai mult sufletul pe care îl punem și chiar din suflet cred că povestea are putere și are magie și poate să schimbe oamenii și să facă sufletele mai frumoase și mai curate. Și facem asta cu toată dragostea și cu toată inima pentru acești copii și vă invităm în continuare să aveți încredere în noi, să luptăm împreună pentru lume mai frumoasă și mai bună. Mulțumim mult de tot! Ridicăm picioare! Și zâne fermecate.